Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Sunt Zidana Uzacona, bine ați venit pe pagina mea din Facebook, În Bucătărie la Zidana Uzacona și clar pe canalul meu de YouTube, În Bucătărie la Zidana Uzacona. Așa, deja suntem, vă salut cu mult drag. Dragile mele prieteni, ieri trebuia să intru în live, dar părerea de rău nu s-a primit, deci am intrat astăzi, ca de obicei, întrebări, răspunsuri, clar că mască pentru un ten frumos, clar că o mască pentru podoaba capilară, așa, și clar că multe întrebări și eu voi răspunde. Salut Zidana, Elena, salut! Poți să mă salut, Madalena, poți să salut, deși nu. Așa. Salut, dragii mei prieteni, eu am distribuit în grupul meu, În Bucătărie la Zidana Uzacona și Învață a găti cu noi. La fel este Nina Sclifos, salut. La fel este grupul nostru, este un grup frumos, un grup interesant, un grup plăcut cu oameni și cu doamne frumoase. Așa, hai să mergem mai departe, nu mai distribuim puțin, suntem deja 500. Vă salut cu mult, mult, mult drag, dragile mele, prieteni. Tatiana Dăncuța, te salut cu mult drag. Așa, să mai distribui pe profilul meu, că acolo sunt 5.000 de persoane. Și pe grupul Învață a găti cu noi sunt 105.000. De persoane. Vă salut cu mult, dragii mei prieteni. Așa. Salut, salut, salut. Salut, dragii mei prieteni. Tamara Pung, te salut cu mult drag. Dragii mei prieteni, deja am intrat în câteva secunde, suntem 500 și ceva. Nu are mai are rost ca să las live-ul în urmă. Deci eu trebuie să fac un live. Știți că eu fac miercurea și vinerea, dar din părere de rău nu s-a primit. Deci astăzi am hotărât să fac un live bun, interesant, întrebări, răspunsuri. Live-ul rămâne aici, Pătruța, te salut, Zidana! Live-ul rămâne aici, apoi treci pe canalul meu de YouTube, În Bucătărie, la Zidana Uzacona. Deja suntem foarte multe, dragii mei prieteni. Pentru cine dă întrebări și nu răspund, cu mult drag. Dar sunt foarte multe întrebări și răspuns pe canalul meu de YouTube, În Bucătărie la Zidana Uzacona. Eu foarte des primesc întrebările voastre, chiar și Zidana o mască de păr și o mască pentru ten sau pentru dureri de urechi. Tamara Punga, te salut! Pentru dureri de urechi, chiar și un ceai, pentru virus, chiar și medicamente sau cum să întărești imunitatea pentru COVID-19. Pentru cine a avut COVID-19. Liliana Grigori, salut, Zidana, te aștept să te văd, de-abia te aștept să te văd, așa. Alexandra, salut, dragii mei prieteni, Regina Cibotar, bună ziua, draga mea, Regina, draga mea, prieteni. Dragii mei prieteni, hai să distribuim live-ul nostru, apoi treci pe canalul meu YouTube, pentru cine nu a dovedit să-l vizioneze, clar că rămâne aici, în pagină, la Bucătărie, la Zidana Uzacona. Guș Silvia, te iubesc, Zidana, și eu. Te iubesc, ești o scumpă. Hai, dragile mele prieteni, întrebări pentru cine a dat multe întrebări și eu nu am dovedit să le citesc. Clar că mă iertați când, într-adevăr, sunt foarte multe întrebări și eu nu dovedesc să le citesc. Așa, dragile mele prieteni, astăzi vă povestesc despre o plantă foarte interesantă, care este acum înflorită, care este o bunătate pentru sănătatea noastră. Uitați-vă, este recinul. Cunoașteți care este planta de recin. Pentru cine nu a știut, aceasta este planta de recin. Planta de recin este o bunătate, într-adevăr, în primul rând, pentru ce? Pentru căderea părului. Pentru persoanele care au căderea părului. Indiferent cum ar fi părul, gras, slab, usuros, sau care cade, sau care se despică, sau care este foarte sensibil, să știți că planta de recin este foarte bună pentru căderea părului. Cum faci? Faci infuzii. Faci ca acum ai faci un ceai, apoi cu un tifon, te ungi 14 zile, peste o zi. Într-adevăr, îți ajută să ai un păr luminos,
frumos, lucios în primul rând, sănătos, să nu ai matreați, fiindcă foarte multă lume din noi are matreați, are probleme cu piele, are probleme cu scalpul. Dar să știți că planta de cină acum ea este înflorită în toate țările, dacă cinstit, ea este și în Europa, ea este și în Germania, ea este în toată Europa, adică ea este în Italia, este în Spania, în Portugalia, este în Franța, dar este și în Republica Moldova, este și în România, Ucraina, Rusia. Și chiar, Gheorghe Neața, te salut cu mult drag, sănătate, chiar și în Bulgaria, că pe noi tare multă lume ne vizionează rușii și bulgarii, și într-adevăr această plantă, uitați-vă, voi o cunoașteți care este, pe canalul meu de YouTube eu am făcut și un video cum este planta de ricin. Sunt mai multe soiuri, sunt și verzi, sunt mai albastru închis, dar sunt și mai roșii. Toate soiurile de planta de ricin sunt perfecte pentru căderea părului. Deci ea nu costă scump, ea costă ieftin. Din aceste semințe poți le usuci la anul care vine, tu le plantezi în pământ și îți crești floarea ta de ricin. Eu am aici tot cu voi, pe canalul meu de YouTube am făcut ulei de ricin, fiindcă el se vinde în farmacie. Dar eu l-am făcut, ia uitați-vă cum l-am făcut, eu l-am făcut în casă cu voi. Este pe canalul meu de YouTube cum am făcut ulei de ricin. Nu mai este suficient să scrii ulei de ricin Zidana, cu siguranță îți iese. Ia uitați-vă, la mine este din an. Eu foarte mult timp măști fac uleiul de ricin. Chiar și dacă cade părul după cap, chiar și dacă nu avem păr la tâmpi, chiar dacă sunt multe persoane chele care într-adevăr nu cresc părul, știți că uleiul de ricin este primul loc pentru căderea părului. Aceasta este planta ei, dacă ai posibilitatea, eu cred că se vede bine, da? Mulți din voi o cunoaște, el are niște caștani, niște aricei, vedeți, da? Dar într-adevăr sunt foarte buni. Chiar poți să-i faci în pulbere, poți să-i pui așa, poți să-i usuci. Cu siguranță eu asa usuc, asa-i usuc în pod, așa. Încă o chestie, dragile mele prieteni, planta de ricin, care noi facem ulei sau chiar noi facem ceai, nu ajută numai la păr. Să știți că ajută la persoanele care au bubi, care nu stămăduiesc pe picioare, care, de exemplu, au răni foarte mari. De la ce aceste răni pe picioare și nu pot stămădui piciorul? Ori că ai zahăr diabet, ori că ai o infecție în organism, ori că tu consumi mult alcool, ori că tu ai probleme cu ficatul, cu pancreasul sau chiar și cu rinichii. Apar diferite boli pe piele care ele nu stămăduiesc. Așa, să știți că chiar să ții picioarele în apă fierbinte cu ricin, pui într-o căldare, într-un vas, 2-3 frunze de ricin și câteva flori, sau hai să zicem aricei, florile de la ricin, stai numai decât cu picioarele în apă fierbinte. Și ei să observi tu, ei să observi că din picioarele tale iese apă, iese o grăsime, asta înseamnă infecție în organism. Este infecție în picioare. Cu siguranță, această plantă are foarte mult fier. Așa, ea are și calciu, are și potasiu, are vitamina B, toate vitaminele B are. Ea are vitamina K, are vitamina B12, care este foarte multă lipsă în organism de vitamina B12. Dar ajută nu numai la căderea părului, dar ajută și la dureri de picioare. Așa, eu am astăzi mi-a dăruit-o cineva de pe grup, îi mulțumesc, dar sunt usuc, multă dintre însă că poți face și alifii, adică o cremă pentru dureri de picioare. Eu poate mâine mă stărui, dacă dovedeți, vă fac o cremă de ricin, o alifii, care ajută la dureri de picioare. Într-adevăr, foarte bun. Cine aveți posibilitatea, puteți să o uscați, puteți să o faceți în pulbere, puteți să faci ulei, ca să nu cumperi tu uleiul de ricin din farmacie. Că, într-adevăr, pentru multe persoane poate să fie scump. El costă undeva 2 euro, hai să zicem așa, că sunt 10 grame, da? Da, 10 grame. Și el este scump, poate pentru multe persoane. Dar eu fac cu litrele, ia uitați-vă, într-adevăr, este foarte bun.
planta de recine este, se mai numește o plantă biblică, o plantă foarte mare, ea este din familia caștanelor. Cine știe și cine a mâncat caștani, să știți că planta de recin sau chiar faci ulei, sau chiar faci și diferite măști pentru păr, dar și pentru încă ceva. Ajută foarte mult la micoză, la unghiile bolnave, pentru cine persoane le au unghii bolnavi. Pentru cine are, se mai numește limbarosul griboc, ciupercă, să știți că această minunată plantă, cu foarte mult magneziu și calciu, ajută când tu ai unghiile bolnave, sau la picioare, sau la mânuți. Ea scoate toată infecția, intoxicația din organism. Deci este perfectă. Dacă îți mă întreb pentru ce eu o țin, pentru păr, clar pentru păr. Fiindcă eu fac foarte multe infuzii, măști, pentru păr. Aceasta este planta de recin. Pentru că cine nu cunoaște planta de recin, pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana, este cum am făcut și ulei, recin pulbere și chiar cum ea crește. Că multă lume zice că Zidana este roșie. Nu, ea este mai mult soiuri, deci este și mai puțin albastrie, și mai verzui, și mai gălbui, dar toată este cu multe, multe vitamine. Eu cred că o cunoașteți. Așa, dragile mele prieteni, mai distribuim live-ul nostru, apoi treci pe canalul meu de YouTube, pentru cine nu a dovedit să fac. Dragii mei prieteni, încă ceva pentru dureri de picioare, că eu cred că a treilea întrebare care o am pe canalul meu de YouTube, mă întreabă Zidana pentru dureri de picioare. Așa, mai distribuim live-ul nostru, apoi treci pe canal, dar îmi scrieți, ar fi casta, n-am văzut-o, este, în Italia este, fiindcă eu am fost în Italia și recinul crește în Italia. Nu este castan, dar este floare de recin. Dacă pui pe Google să vezi floare de recin sau frunze de recin, îți arată care este ca să vezi mai bine. Așa. Dragile mele prieteni, pentru cine nu este abonat la canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzacuna, cu mare drag vă așteptăm cu multe întrebări. Așa. Dar mai întâi, că suntem Doina Mutu, Muțu. Așa. Dar hai să vedem de unde ne vizionați și din ce țară ne scrieți. Așa. De exemplu, dacă sunteți din Italia sau chiar din orașul Padova, ne scrieți ca să vedem cine și de unde ne vizionați, cât suntem. Așa. Doina Zotea. Salut mult drag. Stella Boroșan, salut draga mea. Așa. Dragii mei prieteni, acum zilele acestea mai este înflorită o plantă foarte bună, într-adevăr, tămăduitoare, este o plantă, se numește o plantă bisercească, este o plantă biblică care este busuiocul, pentru cine cunoaște busuiocul. Așa, busuiocul. Busuiocul sunt mai multe soiuri, așa arată, da. Acel busuioc care plecăm noi la biserică cu el. Într-adevăr, busuiocul este puternic, el are un miros frumos, el are un miros prezutător la creier, la memorie, la nas, pentru sinuzite, dar busuiocul mai este și pentru curățirea sângelui, pentru cine nu știe. Ceai din busuioc. Să mai faci și ulei de busuioc pentru căderea părului, fiindcă este o plantă biblică. Ea e considerată o plantă biblică din Moldova, din Austria. Vă salut cu mult drag! Dar, cu siguranță, încă o chestie foarte bună. El nu este numai pentru căderea părului, dar pentru a scoate foamea. Pentru persoanele care întotdeauna este foame, întotdeauna vor să mănânce. Să știți că busuiocul este nemaipomenit, mai ales înflorit, așa cum îl am eu astăzi. Ia uitați-vă, el are semințele lui, au foarte mult putere pentru, în primul rând, curățirea sângele, dureri de stomac, infecții, colon, cine are colonul iritabil sau are probleme cu intestinul gros. Florile de busuioc se mănâncă foarte bine, fiindcă ele ajută la digestie. Așa, el este ca un detox. Ceaiul de flori de busuioc, dacă bei, cu siguranță
îți scoate toate toxinele din organism. Este foarte important să știți. Așa, în Europa ele se vând în magazin. Sunt soiuri de busuioc albastru, verzi, mai multe culori, mai multe soiuri. Dar dacă suntem în Republica Moldova, busuiocul arată în felul următor. Să știți că este într-adevăr o plantă biblică care ajută și la dureri de cap pentru cine are migrenă. Așa, de la ce este durerea de cap? Când tu ai corpul intoxicat, ai, în primul rând, dureri de cap, amorțeală de mâini, amorțeală de picioare, dureri de urechi și te enervează tot zgomotul absolut. Știți că busuiocul, ceaiul de busuioc, liniștește durerile de cap. Dacă chiar ai busuioc în casă, el îți poartă noroc, știți, în primul, mai ales la domnișoarele nemăritate, care au fost măritate, care nu au fost măritate, care sunt singuri. Că să ai busuioc în casă, mai ales la icoană. Noi îl ținem la icoană, mă rog, fiindcă noi avem religia noastră, dar mai sunt alte persoane care au religia lor, da? Să știți că busuiocul îți aduce noroc în casă, busuiocul îți aduce noroc la bani, dacă tu ai în portmonel, ți-ai busuioc, mai ales fii sfințit, așa. Busuiocul, dacă faci ceai de busuioc, îți ajută la, dacă ai sângele gras, la scăderea grăsimii zahărului din sânge, că mai este și boală care se numește ai sânge gras, adică nu circulă bine sângele în organism. Știți că ceaiul de busuioc este perfect pentru curățirea sângelui, curățirea ficatului. Dacă noi vorbim din rinichi bolnavi, dacă noi vorbim de ficat bolnav, dacă noi vorbim de spline sau de fiere lienișe, să știți, din Padova și eu vă salut, să știți că busuiocul este foarte bun pentru a curăța tot organismul nostru. De el începe să respiră cât mai mult corpul, chiar și dacă faci ulei din busuioc. Ulei de busuioc se vinde în magazin. El este puțin mai scump, se vinde pe internet, dar poți să-l faci tu cu ulei de măslin. Dar îl lași să usuci puțin câteva zile, mai ales acum că este cald afară, îl lași puțin să usuci, apoi într-o un borcanel, îți pui busuioc, așa, peste el, pui numai decât ulei de măsline. Dacă tu nu ai ulei de măsline, cu siguranță poți adaugi ulei de in, ulei de struguri, de semințe de struguri, ulei de dovleac, ulei de floarea soarelui, la fel poți adaugi, fiindcă, într-adevăr, busuiocul este o plantă biblică și te ajută la multe boli. Așa. Dacă tu bei ceai, ne-am înțeles. Dacă tu faci ulei, este pentru păr. Așa, nu se termină numai aici. O seară plăcută, Zidana, Nele, Damian, te salut cu mult drag. Așa, dragile mele prieteni, să știți că cum busuiocul este o plantă biblică, îi ajută foarte bine la picioare, mai ales la dureri de genunchi, mai ales la dureri de spate, indiferent cum îl faci. Ei să zici, Zidana, eu nu am ulei de măsline și nu pot să fac așa. Îl faci cu ulei de floarea soarelui. Cum am explicat, îl pui într-un borcan, ulei de floarea soarelui, apoi îți faci masaj cu acest ulei, fiindcă el are un miros biblic, un miros tămăduitor. Este nemaipomenit de bun. Așa, persoanele care au gripă, care au dureri de urechi, care au dureri de cap, fiindcă au un virus sau sunt răcite, da? La fel, uleiul de busuioc sau ceaiul de busuioc scoate virusul din organism. Urmăresc din Italia. Vă salut și eu, dragii mele prieteni, salut din Grecia. Suntem atât de mulți, suntem deja aproape 1000. Așa, chiar dacă îi se mă întreb, Zidana, eu nu am busuioc verde. Cu siguranță este busuioc uscat, dacă tu trăiești în Italia și nu ai, sau chiar dacă cinstit în Italia să vândă în magazin, tu ții pe o foaie albă busuiocul și ți-l usuci. Într-adevăr, este nemaipomenit pentru un lucru interesant. Salut, Oradea! Așa, pentru nu avea foame, adică el cum are multe vitamine și toate vitaminele din familia B, B încă o dată, adică el îți taie puțin foamea și este foarte bun. Dar pentru liniștire, deci este perfect. Foarte multă lume îl crește în
o gradă. Noi îl creștem în o gradă, alte persoane crește în o gradă, să știți că este nemaipomenit de bun. În ziua de azi cu busuioc să fac și limonade. Pentru ce să fac limonade? Pentru liniștirea omului, pentru liniștirea capului, corpului, deci busuiocul, într-adevăr, este atât de bun, este această plantă biblică care ajută la multe boli, dar îl păstrați și în casă. La fel, este foarte bun. Așa, dragii mei prieteni, mă povestesc astăzi încă ceva. Vă urmăresc cu mult drag din Ungaria. Salut Ungaria, salut Italia, salut România, Rodica, salut, salut Zidana din Cluj. Așa, salut din Irlanda. Nu fi de ochi, nu fi de ochi. Așa, vă salut din Moscova. Privet, здравствуйте, Москва. Cum am vă povestit că mai sunt și mulți ruși cu noi care trăiesc în Ucraina. Salut din Israel, uitează cât de mulți suntem. Dragii mei prieteni, ești superb. Olesia, mulțumesc frumos. Oradea, Bihor. Așa, salut, salut din Israel. Dragii mei prieteni, vai, mă povestesc încă ceva astăzi foarte interesant. Mai dăm întrebări. Pentru pancreas, ce putem face? Ceai de urzică și ceai de păpădie. Păpădie și urzică o usuci tu singurică. Dacă nu ai posibilitate, cumperi aceste două plante și le usuci din farmacie. Le sunt foarte, foarte ieftine. O ceașcă, două de ceai de păpădie te ajută la pancreas foarte bine. Dar te ajută ceaiul de păpădie și la balonare. Păpădie de obște este o plantă foarte tămătoare din prima scară care îi ajută absolut la toate bolile. Păpădia este foarte bun. Petruța, salut, draga mea, prietenă. Așa, salut Australia, Italia, Torino. Așa, să știți că păpădia ajută la pancreas. Da, dacă vorbim că scuriți ficatul la fel, este păpădia bun și cei șor pot să faci, o faci în pulbere, o usuci, poți să pui în limonadă, dar cel mai bine să mănânci în salate, chiar și frunza de păpădie. Deci ea este până primăvara, până toamna târziu când cade zăpada. Frunzele de păpădie sunt foarte buni și pentru cancer. Dar dacă aveți posibilitate să scoateți rădăcina de păpădie, este pentru cancerul de prostată, cancerul de ficat, cancerul de sân, cancerul de stomac, cancerul de utru. Să știți că păpădia sau rădăcina de păpădie este una din cele mai bune plante, flori. Ea este o plantă luxoasă care ajută la cancer. Foarte bună, credeți-mă. Puțin când o mănânce, este puțin amăruie. Dar multă lume, mai ales România, consumă păpădie în salat. Toată Europa mănâncă păpădie în salată. Chiar o pun și cu ulei de măsline, chiar o pun și cu cimbru, și cu usturoi, ceapă și frunza de păpădie, cum și florile de păpădie, se mănâncă pentru sănătatea omului. Într-adevăr, ea ajută și la stomac, ea ajută și la ten. Dacă noi avem tenul puțin mai problematic, sau crăpat, sau cu acnei, sau cu riduri, sau cu coșul. Dacă noi, de exemplu, noi toate femeile, dacă cinstit când ne uităm în oglindă, la noi avem o problemă, noi o găsim și ridurile, ochii, deci întotdeauna apar câte un rid care nouă nu-mi place. Să știți că chiar să faci o infuzie din păpădie, să te ungi pe față, este nemaipomenit de bun. Multă lume o confundă cu gălbinele, dar nu este gălbinele, păpădie este păpădie. Gălbinele este gălbinele. Păpădia este iubită de insecte, este iubită de animale, este iubită de cai. Fiindcă știm că caii care mănâncă plantele, cele mai bune plante, le mănâncă calul. Fiindcă el are putere, el știe care plantă să o mănânce, el știe care plantă să o aleagă, să dă putere la picioare. Și păpădia, deci, este una din plantele care este iubită de animale. Foarte bun. Te salut din Cluj. Pentru dureri de tălpi la picioare. Tatiana, dureri de tălpi la picioare. Așa, dacă tu ai dureri, numai decât te ungi, o-ți faci masaj cu ulei de usturoi sau cu ulei de frunză de dafină. Îți faci foarte bine un masaj, măcar 15 minute pe zi pentru tălpi la picioare. Tălpi la picioare te doare că tu umbli mult în picioare sau că porți o încălțăminte care nu este comodă,
tălpile de la picioare, stai mult timp în picioare, dar tălpile de la picioare poate să te doași de la artrită reumatică. Pentru cine o are artrită, reumatism sau alte tipuri de dureri, de boli, de dureri de picioare. Dar o chestie sau o infuzie, zicem așa, o mască pentru picioare, să zicem așa, foarte bună, este hrianul, este brusturile, la fel foarte bun. Dar pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacna, este cremă de rostopasc, cistotel, de brusturi, este cremă de hrean, este cremă de păpădii și toate cremurile astea tu ți le faci singurică, nu trebuie să le cumperi, nu este greu de făcut și te ungi tălpile la picioare. De dureri de cap și picioare, de picioare am spus așa, de dureri de cap, de dureri de cap, dacă cinstit undeva 5-6 persoană, are dureri de cap, la fel este de la depresie, de la oboseală, de la lipsa de apă în organism. Noi în continui am ajuns într-o viață că noi mâncăm foarte multe chimicate. Noi în continui trebuie să bem apă, fiindcă dacă ai dureri de cap, este foarte mult de la oboseală. Așa, foarte mult te ajută la durere de cap masajul autohton. Eu îl am pe canalul meu de YouTube, nu m-a scris masaj autohton Zidana și este câteva minute că acolo eu ți-am explicat cum faci un masaj autohton pentru dureri de cap. Trebuie să faci la urechi, la tâmpli, foarte important, capul, barba, după gât, după cap. Masajul autohton îți liniștește durerea de cap, dar îți ajută ca să-ți melioreze durerea de cap, adică să dispară. Dar pentru dureri de cap mai este și ceaiul de uzică. El este pentru dureri de cap, el este pentru ficat, el este pentru inimă, ceaiul de uzică. El curăță sânge, el îți ajută, îți dă vitamine în organism, care este fierul, care multă lume nu are. Și dacă nu ai lipsă de fier în organism, se strică dinții, cade părul, începe a îmbătrâni pielea, începe a îmbătrâni tenul, mânuțele și așa mai departe. Așa, deci ne-am înțeles, da? Așa, încă întrebări. Pentru chist la ovar, dănuța. Ut este foarte bun, dacă cinstit, să încerci ulei de smirnă, dar care se consumă, că este smirnă, adică tămâie, care ea nu se mănâncă, ea se găsește care este bună de mâncat, este să vinde în Betleem, în Israel, în biserici puternici, în mănăstiri puternici, pentru chisturi la ovar. Ulei de tămâie, ulei de smirnă, uleiuri biblici se mai numesc, dar este bun pentru ovare și ceaiul de busuioc, ceaiul de cimp, ceaiul de urzică, ceaiul de frunză de dafenă, ceaiul de rostopască, ceaiul de pojarniță, ceaiul de usturoi pentru chisturi la ovare, adică scoate infecția care este la ovare. Dar dacă mă întrebi care este cel mai bun, este ceai din frunză de dafenă. Ceaiul de frunză de dafenă ajută la ovare, dar ajută și la zahăr diabet, adică îi dă zahărul jos. Așa. Frumoasă, talentată, mulțumesc, când apare carte de grabă, așa, încă ceva, pentru dureri de stomac, pentru cancer la stomac, așa. Dragii mei prieteni, noi știm că foarte mulți prieteni de-a noștri suferă cu această boală, ea este răspândită, este o boală care undeva 20% o confruntă, este puternic, corpul este cum puternic și treci prin cancer. Cancerul este o boală, există și cancer la stomac, și cancer la uter, și cancer la piept. Cu siguranță toți din noi am auzit de această, dacă drept, și eu îi zic spurcăciune boală, că este cancer. Este foarte bun, eu am învățat în Portugalia, am lucrat într-o clinică, dar într-adevăr este, fiindcă eu am rămas uimită de această metodă, de această terapie, suc de cactus. Da, în Portugalia, eu știu, o plantație că ei cresc cactusul pentru cancer. Deci era o clinică, într-adevăr, foarte mare, foarte multe persoane se lecuiau, se tămăduiau și beiau suc de cactus. Cactusul se numește puntea,
care cresc acele fructe care noi le mâncăm în fel. În Italia, dacă nu mă greșesc, se numește fighinichi, așa, ele sunt roșii, parcă este fructul draconului, dar nu este fructul draconului, deci sunt fructe de cactus care le se mănâncă, da? Dar să știți că ei creșteau cactușii și scoteau pinii, spinii lor, cu mare greu, că îi scot greu, că ei sunt ațoși, te înghimbi și te doare și deci faci foarte mari probleme la degete, dar care aveau nevoie, deci dădeau prin blender cactusul și apoi bea suc de cactus. Cineva m-a întrebat pentru fibrom, da, și sucul de cactus este pentru fibrom, dar pentru fibrom trebuie să bei vitamina B12 și suc de sfeclă roșie, așa. Pentru dureri de călcâi, Ludmila, pentru dureri de călcâi este foarte bun să-ți faci diferite măști cu bicarbonat de sodiu, cu mere de albin, cu țuic sau rochiu din casă, îți faci o mască cu sare, două linguri de sare și îți pui un masaj, o compresă la călcâi. Stai 20-30 de minute, dacă ai posibilitate, când ai văzut un film, ai stat mai mult, apoi îți lași. Da, finichi de India, foarte corect, da, la mulțumesc de ajutor. Este foarte bun pentru dureri de călcâi. Eu pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidan, auzi acum, am foarte multe comprese pentru dureri de călcâi. Foarte mult, într-adevăr, care poți să-l faci tu în casă, ca să nu cumperi unguenti, ca să nu dai bani prin farmacie. Dacă, sincer, să luăm în ziua de azi, nici bieții medici nu mai știu și medicamente să dai ca să fie omul bine, da? Dar pentru dureri de călcâi, eu într-adevăr am foarte, foarte multe comprese. Dacă nu sunteți abonați, cu mult drag, în bucătărie la Zidan Auzac, acolo găsești multe, multe măști, începând de la tien, păr, pentru căderea părului, dureri de urechi, cum scoți ceara din urechi. Chiar ieri am făcut o metodă foarte veche care o făcea străbunie, cu zbucium, așa se numește la noi. Cum poți scoți ceara din urechi și durerile de urechi, într-adevăr, este o boală și foarte dureroasă, foarte. Câteodată te doare urechea și te doare și capul, te doare, îți pare că te doare și dinții, te doare, îți pare că te doare și gâtul, absolut totul, da? Durerile de urechi este de la că ai fost răcit sau chiar ai avut un COVID sau chiar ai avut alte virusuri. Dar deseori se grămânește ceară în urechi și nu putem să o scoate. Este nevoie să plecăm la medic ca să o scoată. Clar cu seringa, clar cu apă distilată, clar cu alte medicamente și scoate ceara. Dar în caz tu singuric o poți face, eu am învățat cum să faci această terapie. Eu ieri v-am arătat-o pe canalul meu de YouTube. Cum să scoți ceara din urechi. Uleiul de ficat este bun pentru uleiul de cocos. Este bun pentru ficat, nu, ulei de cocos este bun pentru, pentru păr, pentru față, pentru corp. Da, uleiul de cocos mănâncă, se consumă, că se prăjește foarte multă mâncare, se pune în diferite biscuiți, dar nu ajută la ficat deloc. El are alte beneficii care ajută la căderea părului sau alte măști de față. Dacă vorbim de dureri de picioare, da, uleiul de cocos este bun de dureri de picioare, dar nu pentru ficat. Pentru ficat cel mai bun, cel mai simplu medicament este ceaiul din urzică. Cel mai bun și cel mai perfect. Ceaiul de urzică, ceaiul de frunze de afen, de cimb, de păpădii sau sunt în farmacie ceaiuri care poți să le consumi chiar și de rostopască. Oi, chiar și de cos de cireș este pentru ficat, sunt mai multe. Deci așa, pentru dureri de dinți. Pentru dureri de dinți este să mănânci un usturoi. Încearcă mănânci un usturoi, dar încearcă să vezi care e problema la dinți. Dacă tu ești răcit, clar, este posibil să mănânci, să bei un ceai de mușețel, da? Dar dacă tu ai, este nevoie de un stomatolog acolo, de-aia nu mai faci nimic, trebuie să pleci la stomatolog. Dar dacă te tras curentul, ori te doare dinții, pur și simplu te doare dinții, sau dinții poate să crezi că te doare, dar te doare de la ureche. Urechea poate fi infectată sau plină cu ceară și așa mai există, da? Fiindcă dinții nu trebuie să te doare. Dinții sunt oase din corpul umanesc, care noi îi spălăm, avem grijă de dinții, dar dacă
clar că este infectat sau stricat, cu siguranță trebuie să apelezi la medic. Ai pe YouTube pentru fibrom? Nu, nu am, Nicoleta, dar am să fac. Pentru monturi la picioare, pentru monturi la picioare trebuie să faci masaj. Cineva m-a întrebat, Maria, faci masaj cu ulei de mușețel, cu ulei de smirnă sau cu ulei de tămâi. Eu toate uleiurile de tămâi și de smirnă, ulei de jasmin este bun, le am pe canalul meu de YouTube. Ulei de morcov poți face, poți face ulei de usturoi, ulei de cimbru, poți face ulei de floarea soarelui, dar poți face o cremă. Deci dacă tu ai monturile, îți pui urzică, hrean, cimbru, pătrunjel în ulei de floarea soarelui, lași să fiarbă, stopească toate plantele, apoi adaugi și o bucățică din ceară naturală. Îți faci un unguent pentru monturi, îți faci masaj întotdeauna. Dar la monturi, dacă te doare, sunt diferite ceaiuri, sunt diferite, ca tu stai cu picioarele în el, clar că nu-l bei. Sunt diferite compresuri la monturi, chiar și cu ocrut care calciu, chiar și cu semințe de in le fărăm foarte bine, fiindcă au colagen, au omega 3, deci sunt bune. Uleiul de foi de frunze de dafin la ce este bun? Maria Ariana, cu siguranță ne privești acum, ești nou pe canalul nostru de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Uleiul de frunze de dafină, dacă cinstit, el este pentru tot. Dacă tu ai, îți miros picioarele. Dacă tu ai micoză la picioare sau dacă ai ciupiarca, uleiul de frunze de dafină este pentru dureri de genunchi. Uleiul de frunze de dafină este pentru dureri de cot, pentru dureri de umeri, pentru dureri de spinare. Chiar poți face masaj cu el. Dar uleiul de frunze de dafină este și pentru ficat, este și pentru dureri de stomac, linguriță, micuță de stomacul, gol dimineața. Dar uleiul de frunze de dafină este și pentru colonul iritabil, pentru intestinul gros. Deci dacă sincer să luăm la drept, uleiul de frunze de dafină este pentru tot. Hai să mă întrebi, cum l-ai făcut? Pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna, este undeva sunt 3 rețete cum am făcut eu ulei de frunze de dafină, fiindcă frunza de dafină este foarte puternică. Dacă arzi frunze de dafină în casă, îți trece durerea de cap. Nu ai mușchi, nu ai țânțari, nu ai musculiți, nu ai alte diferite insecte, nu-ți vin furnici, da? Mă rog, dacă mai ai. De exemplu, furnici poate să apară astăzi. Mă rog, noi suntem la țară, normal că mai apară furnici. Dar dacă dai foc la frunză de dafină, să știi că este foarte bună pentru insecte în casă. Dar în deopși, ulei de frunză de dafină este pentru tot, dacă cinstit. Dar ceaiul de frunză de dafină este pentru cistit, pentru cine are cancer la ovare. Pentru cistita tot este o boală care noi femeile des o avem, care noi rășim și plecăm des la viceu din 2-2 minute. Aceasta este o cistită. Noi o luăm de la rășeală, de la apă răcii, de la dezbrăcat fără ciorapi, noi o luăm de la piscină, dacă piscina a fost cu hlor și în vagina a intrat, deci apă cu hlor, la fel este cistită. Cistită să mai ieși de la sistemul nervos, dar este cistit cronică, deja acolo clar că trebuie antibiotice. Puteți îmi dați un număr de telefon? Da, pot să vă dau, găsiți-vă un toc și o foaie, eu vă las întotdeauna, dar cu păreri de rău, nu întotdeauna pot răspunde la telefon. Este WhatsApp-ul, lăsați un mesaj WhatsApp. Dacă eu dovedesc, eu îl citesc mesajul, apoi vă dau răspuns. Așa, eu repet telefonul pentru toată lumea, că fiecare dată persoane zi, Dana, dă-mi un număr telefon. Dar cu păreri de rău sunt foarte multe mesaje, eu nu dovedezi aia și facem live-uri ca eu să răspund la mesajele voastre. Deci citesc, vă răspund, facem o mască, am vorbit azi de floare de recin, de floare de busuioc, la ce ajută că este o plantă biblică, floare de recin și mai am o plantă, imediat vă arăt care este, așa. Numărul de telefon pentru păr, ce recomandați? Florentina, acum am vorbit pentru păr. Așa, numărul telefonului este 00351925160277 WhatsApp,
deci e gratis, nu are nevoie ca să cheltui bani. Încă o dată, 00351925160277. Pentru psoriazm, vă rog, dragile mele prieteni, pentru psoriazm, eu am foarte multe rețete, într-adevăr, multe de tot, mai ales că noi, cred că peste o persoană, dă, mai ales pe canalul meu YouTube, această întrebare. Zidana, psoriazm, Zidana, vitiligo, Zidana, saboreică, dermatit, psoriazm, că eu de fiecare dată povestesc despre această boală. Ce este psorizul, dacă cult, se vorbește, este psoriz, așa și se numește. Dar în popor o numim psoriazm, mă rog, cum toată lumea a învățat, o, mă rog, nu știe cum se numește. Așa, psorizul. Psorizul este o boală de piele, în popor numit solț de pește, e ca de pielea, da? Deci este pielea foarte crăpată, ea te mănâncă, ai foarte multe mâncărini, ea apare pe frunte, la nas, barbă, obraj, în cap, în primul rând, genunchi, cot, umăr, spate, chiar și pe burtă. Deci pentru psoriazm este foarte multe tratamente, terapii în diferite țări care se face, scoate toate sângele din organismul omului, apoi îl trece, îl filtrează și îl bagă înapoi. Dar este o terapie foarte scumpă, într-adevăr. Dacă cinstit, nu pot spune cât la cât, da, 100.000 de euro ajunge această terapie. Ea se face în Dubai, ea se face în Israel, Rusia și încă nu știu în ce țări se mai face. Și în Germania, da, tot se face în Germania. Psoriazmul, într-adevăr, Doamne ferește de așa boală, de psoriazm. Psoriazm, în primul rând, de la ce se ia? Sistemul nervos, boală de ficat. Dacă tu ai fost bolnav cu ficatul, cu siguranță, cu timpul îți apare această boală pe piele și ea este foarte rară. Deci sunt persoane care își fumează cu această boală, sunt persoane care o hrănesc. Cu ce o hrănesc? Cu carne de porc. Dacă cinstit, absorbează, nici într-un caz nu se mănâncă carne de porc. Îl repet acuși, nici într-un caz, fiindcă carnea de porc hrănește psoriazm, adică cum ei dau o hrană și ea crește și se face cât mai mare și mai mare. Psoriazm este o boală, multă lume confundă eczema cu psoriazm, săbărică, dacă cinstitele sunt o familie, surori, da? Dar, din prânsele, dacă drept, psoriazm este cea mai rea boală de piele. Doamne ferești, sunt foarte multă lume. Natasha Nicoleac, Natalia Nicoleac, salut cu mult drag. Dacă cinstit, boala de psoriazm oare 70% din toată populația pe globul pământesc. Eu am învățat foarte mult de dânsa, trebuie să fii foarte atentă. Dacă cinstit, ea nu se tamaduiește, nu se lecuiește, dar o menții ca ea să nu crească, că ea se întinde, că ea crește păr și după urechi și în cap, adică pe scalp, da? Și după urechi și psoriazma o menții, în primul rând cu dietă, cu vitamine, fructe, fără carne de porc, mănânci carne albă, pește, carne de prepeliță, iepuri, deci este foarte bun pentru psoriazm. Dacă cinstit, psoriazmul o are foarte mult persoane și ajută cine are posibilitate să plece la plajă. Da, fiindcă plaja, sarea din ocean ajută la psoriazm, adică o liniștești, puțin o tămăduiești. Așa, ea apare și în cap, până când și cade părul, ea apare și pe picioare, de la ea cade și în unghiile, dacă tu nu o tămăduiești. Să-ți ferească Dumnezeu dacă fumezi la această boală, dacă bei alcool, la fel o hrănești, ea crește, ea se mulțește cât mai mult. Și tabacul mai este tot rău pentru psoriazm, carnea de porc și mâncarea grasă. Deci, dacă cinstit să luăm cancerul, este pe primul loc zahărul, diabet și apoi bolile de piele, care prima boală intră cu psoriazmul, această boală rea. Dar este bine să bei vitamine, chiar să bei și vitamina B12, ea te ajută, vitaminele B,
vitamina C, dar dacă vrei să bei vitamina C, atunci bei suc de portocală. Este primul loc și de grapefruit. Este primul loc care te ajută la psoriez. Așa, cineva m-a întrebat, te rog, repetă numărul de telefon. Da, eu îl repet, dar cu siguranță nu vă pot răspunde la toată lumea. De aia și fac live-urile, rămâne aici, le distribuim, apoi treci toate pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc pentru cine a lăsat numărul de telefon, doamne și drăguță, așa. Vă mulțumesc, dragile noastre prieteni, noi într-adevăr suntem un grup foarte multe persoane care ne ajutăm, care ne susținem una pe alta, chiar dacă a dat întrebare și doamna deja o știe, ea mai repetă. Sunt într-adevăr foarte multe persoane conștiente, deștepte, înțelepte, așa. Pentru nodul în gât, cineva m-a întrebat, pentru dermatit, acolo vă spun și pentru dermatit, dar să nu uit, hai să scriu că să nu uit, așa, dermatit. Așa, dragile mele prietene, cineva m-a întrebat pentru nodul în gât. Dacă cinstit, noi femeile foarte mult avem această boală. Nodul în gât se mai numește. Cât e greu pe suflet câteodată să ridic o nod aici în gât și nici nu te poți răsufla când cineva te-a obișnuit, când cineva a vorbit rău, când cineva te-a certat cu șeful de la lucru sau chiar și soacra sau chiar și mama. Așa, nodul de la gât, cum să-l scoți, această greutate de pe suflet se mai numește. Așa. Respirăm foarte mult, dar nodul de la gât scoate cu cântec. Să știți, dacă tu începi a cânta încet în sufletul tău, să faci gimnastică, este foarte bun. Și nodul din gât, dacă cineva, de exemplu, sunt două prieteni, da? Și m-au obișnuit sau cineva mi-a spus și eu am nodul din gât, atunci încearcă să faci o prietenie. Încearcă ca să liniștești tot conflictul acesta. Într-așa fel, tot trece nodul de la gât. Dacă într-adevăr ești foarte puternic și ți-e greu, asta este ca o depresie, te duci undeva, pe un imaj, într-o pădure, într-un ocean, lângă un ocean, într-un parc și răcânești. Răcânești ca ții să-ți fie mai ușor, ca să-ți fie mai ușor pe suflet, fiindcă mai ales persoanele care sunt plecate în diasporă, care lucrează în Italia, în Europa, într-adevăr, este foarte greu, fără, departe de casă, departe de familie, departe de copii și lor foarte mult intră în depresie. Le doare, ies nodul la gât, așa, le doare sufletul, mă doare, dar nu știu ce mă doare, așa se mai spune, da? Doare capul, amorțeală de mâine, aceasta este o mică depresie care se tămăduiește prin cântec, prin dans, prin gimnastic, prin bunătate, prin liniște. Nu are rost ca să ne certăm, trebuie să cântăm. Nu are rost ca să fim scârbiți, că viața și așa este mică și noi avem foarte multe probleme. Ea, deci întotdeauna încercăm să rezolvăm foarte ușor problemă cu masca care ai făcut-o, încă nu am făcut gina. Așa foarte ușor problema noastră, că nu ne fie greu pe suflet. Într-adevăr, sunt multe doamne care pe mine mă scrie pe WhatsApp și îmi spune, da, nu ne greu pe suflet, nu știu ce să fac. Aceasta este ca o mică depresie, ca un mic stres. A corpului cu corpul nu se poate lupta. Noi vrem să fim bine, dar pe noi începe să-mi doar cap, chiar și urechi, chiar și ne deranjează bătătura. Dacă cineva face reparații, dacă chiar plânge un copil, pe noi ne deranjează absolut tot. Așa, acesta se numește și nodul în gât, ori o depresie. Bună, pentru varici, hai cineva m-a întrebat pentru dermatită. Dermatita este o boală de piele care face parte din psoriz. Dermatita și seborică chiar sunt surori. Așa, e foarte bine să ungi dermatita sau dacă ți ies pe piele cu ulei de cimbru, cu ulei de usturoi, cu ulei de tămâie, cu ulei de smirnă sau cu ulei biblice, care există ulei de soc, ulei de jasmin, tămâie, smirnă, ulei de cimbru, ulei de usturoi, la fel sunt foarte buni pentru dermatită. Dar dermatita, dacă cinstit, ar fi bine să faci băiță în diferite plante medicinale, ca urzica este foarte bună, da? Așa.
Mulțumesc, Natalia, mulțumesc, cineva mi-a scris numărul de telefon, cineva l-a cerut, așa. Dragii mei prieteni, că vreau să vă confesesc despre o plantă care toată lumea o are. Așa, și toată lumea această plantă se găsește în parcuri, în păduri, chiar și nu agradă la oameni. Este, știți care este această plantă? Pitune. Ia uitați. Aceasta este pitunea. Sunt mai multe soiuri de pitune, dar pitunea este pentru saboreic, pentru bolile de piele, dar îi ajută și la dureri de picioare. Eu am să fac o alifii foarte bun, mai ales pentru dureri de genunchi, persoanele care au dureri de genunchi. Dar poți o combini cu urzică, poți o combini cu rostopasc, cu brusturi, cu hrean, poți o combini cu fân, fân care mănâncă cai, care mănâncă animale. Stai cu ea o fieri, într-un vas mare, într-un căldare, și dacă tu ai dureri de picioare, cel mai ușor, stai cu ea 30-40 de minute cu picioarele în apă călduță. Pitunea, într-adevăr, este și ea, are flori, aceste flori așa micuți. Pitunea, într-adevăr, este și ea bună pentru dureri de picioare. Vă salut cu mult drag, distribuim live-ul nostru. Deja am vorbit mult, eu mai răspund din Bulgaria. Salut, Bulgaria! Așa, eu mai răspund la întrebările voastre și începem mască pentru păr și pentru ten. Așa, dragile mele prieteni, într-adevăr, sunt foarte multe doamne care au problema cu tenul, problema cu fața, hai să mai vorbim mai bine zis așa. Așa, după 25-30 de ani, cred că orice persoană, dacă nu îngrijești fața, dacă nu faci o mască, clar că apar probleme. Ridurile, în primul rând, coșuri, cercane sau alte pieti, chiar care se numesc vitelegu. Așa, noi femeile, după, hai să zicem așa, 27-28 de ani, trebuie să facem mască, indiferent ce mască fi. Dacă vrem pentru întinerirea tenului, dacă dorim, că sunt multe persoane care au probleme acneice, dacă au probleme cu coșul, dacă este fața crăpată, dacă într-adevăr este fața foarte sensibilă, uscată întotdeauna, trebuie să facem câte o mască foarte ușoară, dar noi, mă rog, mai suntem și noi lenoase și nu întotdeauna putem să facem câte o mască, da? Așa, Aliona Stoza, te salut cu mult drag, draga mea prietenă. Așa, cea mai simplă și cea mai ușoară mască pentru toate tipurile de ten este oul, mai ales de casă, un ou de găină, fiindcă el are butox, încă o dată, butox, acid hialuronic, calciu și foarte multe vitamine. Deci dacă luăm cea mai simplă mască, Aliona, salut, cea mai simplă mască, deci este ouă, fiindcă el are și acid hialuronic natural. Toată lumea știe, toate femeile, mă rog, noi suntem acum moderni și noi am auzit de acid hialuronic, de botox, de măștile care fac peeling-uri în diferite spa, în diferite saloane de frumusețe, da? Ouă. Pe doilea loc este mere de albini. La fel, este foarte bun pentru a avea un ten lucios, sănătos. Dacă noi vorbim de fața acneică, clar că aici este vorba de bicarbonat de sodiu. Mai este mască cu spirulină la mine pe canalul meu de YouTube, foarte bună. Mai este numai cu albuș, mai este numai cu gălbenuș, dacă tu ai fața foarte, foarte sensibilă. Acolo sunt într-adevăr multe măști care fac parte și aspirina, într-adevăr este bună pentru tenul nostru, să lăsa un ten frumos, un ten sănătos, da? Mai este cu flori de păpădii, cu diferite uleiuri, dar să știți că oul este foarte bun pentru față. Dacă tu vrei să ai fața frumoasă, lucioasă, strălucitoare, sănătoasă, clar că alege un ou, fiindcă el are calciu, nemaipomenit de bun. Așa, aici mă întreb, Zidana, fața ta cum este? Așa, fața mea este sensibilă, fiindcă într-adevăr fac foarte multe măști, am grijă de dânsa. Ok, poate azi ieri nu am făcut, dar deja mâine eu trebuie să fac o mască, da? Și noi, dacă cinstit, vedem că avem câte o problemă la tenul nostru, noi apelăm unde? La
dermatologi, la ca să cumpărăm un crem, da, și nu câteodată avem și alergii și unii merge, să știți că oul de găină este foarte bun pentru tine. Fără siguranță, cu siguranță așa, bine, nu-ți faci nici o alergie absolut nimic, gălbenușul de ou. Dacă tu îți faci de două ori pe săptămână mască cu gălbenuș de ou, tu nu-ți închipui, vei vedea după 24 de ori, adică îți faci o dată, 20, 15, 20, vei vedea că fața ta întinerește, fiindcă el are botox și acid hialuronic natural. Adică nu îmi trebuie ampulicele care noi să le punem în față. Că nu știm de ce merge vorba, că sunt foarte multă lume care optează la botox, la acid hialuronic injectat. Adică și o ampulă este într-adevăr foarte, foarte scump. Într-adevăr ajunge la 400 de euro. Sunt și 400, 500, 50 și așa. Gălbenușul de ou. Să știți că gălbenușul de ou este pe primul plan pentru a avea un ten sănătos, o față frumoasă. Începând de vorbim de fruntea, gâtul, decolteul, obraje, absolut gălbenușul te ajută foarte bine. Salut din România, județul Mureș. Vă salut și eu mult, drag. Eliana, Ilinca Roșca, mulțumesc frumos de rețetă. Încă una, dragi nați prieteni care sunteți noi pe canalul nostru de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacma. Știți că pe canalul nostru sunt foarte multe persoane care lasă măști, care lasă măști de banană, mască de spirulină, mască cu lămâie, cu suc de lămâie, mască cu fag de miere. Într-adevăr, eu am găsit foarte multe măști că noi întotdeauna ne ajutăm una cu alta și ne arătăm fiecare care, de exemplu, persoana o ajută gălbenușul de ou, pe altă spirulina, pe altă lămâie, pe altă chiar și oțetul dacă tu ai acnee acută. Din București, vă salut cu mult drag, așa, eu bat numai decât gălbenușul meu, așa, dragile mele prieteni, de fiecare dată când voi faceți o mască, orice mască care o facem, poate vorbim noi de unghii, de mânuți, de față, de urechi, de burtă, noi întotdeauna facem un mic, așa să zicem, ca să vedem dacă, un mic test, ca să vedem dacă nu avem alergii. Așa, alergia poate fi o persoană care o are de la miere, poate fi o persoană care o are, când eu vorbesc de o mască de scorțișoară, că eu știu multe persoane care le consumă scorțișoară în cozonaci, în chifle, dar dacă s-a dat pe față, deci fața este sensibilă și are scorțișoară și are alergii. Întotdeauna stăruiți-vă să faceți un test așa înainte de a face masca, face așa un test simplu, ca să vezi, stai 2-3 minute, ori acolo minute, ca să vezi dacă nu ai alergii. Întotdeauna la orice mască care o faci. Dacă este vorba de păr, clar că poți să faci, dar eu nu cred că uleiul de rețin, uleiul de rețin sau uleiul de arbore de ceai sau uleiul de cuișoare sau alte uleiuri de cocos, de morcov, de cimbru poate să-ți facă alergii la păr. Asta nu există, fiindcă ele sunt plante tămăduitoare, plante biblice care te ajută foarte bine la căderea părului. Așa, încep mai departe cu masca mea. Dragii mei prieteni, ce mai am eu astăzi pentru mască? Eu am ulei de smirnă. Așa, uleiul de smirnă este făcut de mine. Am făcut și ulei de tămâie, l-am pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacovna. Se face foarte ușor, dar este bun. La mine smirna, eu am făcut-o smirnă care se consumă, care se mănâncă. Deci dacă este vorba de că tu ai avut COVID-19, da, sau ai avut un virus, cu siguranță poți bei o linguriță sau câteva picături de ulei de smirnă, că este foarte puternic, că este smirnă, este biblică, da? Deci este o râșniță de copac, se extrage din copac și este foarte puternic, foarte multe vitamine, toată smirna și tămâie. Dar atenție, este smirnă care se mănâncă și este smirnă care nu se consumă. Și la fel și toate tămâiele sunt care se consumă,
sunt care nu se mănâncă, așa, da. Eu am aici o linguriță de ulei de smirnă, curată. Eu țin ca ochii din cap, fiindcă mai mult nu mai am, fiindcă smirna mie mi-a trimis-o din Israel și mi-am făcut ulei. Eu amestec foarte bine, așa, fac cu voi testul, o las deoparte. Apoi îmi fac masca de păr și masca de față cu voi aici, în direct. Cineva pentru anemie m-a întrebat, așa, dragii mei prieteni, pentru anemie ești foarte bun. Sfecla roșie, morcovul, pătrunjelul, țălina, mai ales rădăcina de țăli, pentru anemie este perfect. Semințele de dovlea. Dar dacă tu ai anemie joasă, încearcă și bea măcar 100 de miligrame de suc de sfeclă roșie, îl iei 21 de zile, cu siguranță nu vei boli niciodată cu anemie, vei avea anemie perfect, încearcă, măcar încearcă, așa. Așa, eu îmi fac testul, ca de obicei, așa, aici cu voi, vedeți, da? Așa, las deoparte și trec la masca de păr. Așa, dragile mele prieteni, mai distribuim video pentru cine nu este cu noi acum, că mai târziu îl vizionează sau mai mult. Dar, cu siguranță, el trece pe canalul meu de YouTube, Cătărina Zidană, și cu siguranță multă lume a să mă vadă. Așa, dragile mele prieteni, câte ori facem mască pentru cu ou, pentru ten, niciodată nu aruncați cojurile de ou. Stăruiți-vă cu cojurile de ou, foarte mult calciu. Lipsa la cine este dinții stricat, cine are dureri de picioare, usuci corjele și le mănânci în praf. El are calciu natural. Nici pastile, nici comprimante, nici tablete, nimic nu ți mai trebuie din farmacie. Usuci și mănânci cu o linguriță. Dacă o fărâm foarte bine, poți o pui în ceai, poți o pui într-un terci, în mâncare, în paste, fiindcă corjele de ou sunt foarte bun pentru dureri de oasă, pentru dureri de spate, pentru coloana vertebrală. Deci sunt perfecte corjile de ou, că au foarte mult calciu. Cu ce pot să înlocuiesc ulei de smirnă? Cu ulei de măsline. Este foarte bun. Așa. Încă o chestie. Noi, toată lumea, mâncăm ochișori, ou, dacă cinstit. Așa. Dar multă lume nu știe, fiindcă această peliculă, ia uitați-vă, da? Această peliculă care o are ou, coaja de la ou, are foarte mult acid hialuronic. Aceasta este o sursă de vitamine care hrănește tenul nostru. Așa, această peliculă. Cum o faci? O usuci. Foarte bine, ea se usucă, acum este cald 3-4 zile și apoi o dai prin râșini să faci o cremă cu ulei de măsline. Așa. Pui o jumătate de linguriță de peliculă de ou, este acid hialuronic natural, 100% natural. Adaugi o linguriță de ulei de măsline și o linguriță de amidon de porumb. Îți primești o cremă pentru față, mai ales pentru persoanele care au riduri profunde, pete. Acesta este acid hialuronic natural. Eu de fiecare dată vorbesc de acest acid, este un botox pentru față, el hrănește pielea noastră, el hrănește tenul. Deci, cu siguranță vei vedea că ai o față frumoasă, îți faci această cremă, o ungi odată, două ori, îți o faci într-un borcanel așa micuț, așa, micuț, da? O pui la frigider, o faci proaspăt odată, două ori, este perfect. Apoi iar îți mai faci unde este foarte bună, mai ales pentru partea de jos, care se numește arcadă, așa, aici jos, întotdeauna noi avem riduri, da? Jos și sus, că este pleoapă umflată. Știți că această cremă cu acid hialuronic și botox este nemaipomenită pentru, pentru față. Ce mi-ați spus că unde o pot găsi să o cumpăr? Eu nu am spus nicăieri unde pot să o găsești, o cumpăr din farmacie. Așa. Poți să faci o postare nemachiată. Eu nu sunt machiată, stai liniștită. Așa. Încă o chestie, dragii mei prieteni, să știți că ou la fel are și botox și acid hialuronic pentru pleoapa
lăsată. Că noi foarte des avem această pleoapă lăsată. Așa. De la ce să ia lasă ori să umflă. Că noi mâncăm sărat, că noi nu dormim noaptea, că noi avem probleme cu somnul, că noi... Deci toată viața noastră am plâns. Persoanele care plâng, cu siguranță, această pleoapă se numește arcada aici. Așa. Ea întotdeauna să umflă și să lasă. Mai ales dacă noi mâncăm pepini sau hărbuț, mai numește, sau dacă noi am mâncat ceva cu mult, multă apă. La fel, dimineața ce scoli și ea este înflată. De la sărat, de la brânză de oi, de la pește sărat. La fel, se scoate prin masaj autohton. Este foarte bun masajul din ulei de ricin. Îți ungi pe degetele tăi și îți faci, îți întinzi așa, așa, da? Pleoapa, dacă este umflată, toată seara îți faci gimnastică. Tu începi de la frunte, așa, așa, de sub, arcada, așa. Dacă noi avem, deci, pleoapa asta, obrajul umflat, la fel, îți faci un masaj autohton pe față. Te ajută foarte bine la fața umflată. Așa. Hai să trecem la masca de păr, dragii noștri prieteni. Cineva m-a mai scris pentru sinuzită. Pentru sinuzită este foarte bun uleiul de arbori de ceai. Sinuzită când nu poți să răsufle. Așa, dacă tu ai sinuzită, ai probleme cu respirația, hai să vorbim așa, încearcă și îți fă masaj în cap, nu în altă parte. În cap și pe frunte cu arbori de ceai, ulei de arbori de ceai. La mine era așa, aici, arbori de ceai, așa. Ia uitați-vă, nu vă închipuiți cât de bine ajută la sinuzite, la dureri de cap. Într-adevăr, uleiul de arbori de ceai, dacă tu ai dureri de cap, îți rămâne mirosul acesta biblic, care e un miros foarte puternic de arbori de ceai, deci nemaipomenit de puternic. Da. La cap, îți rămâne mirosul în cap și îți transpiră nasul și este foarte bun, îți distupă căile nazale. Arbori de ceai. Odată să faci o mască sau să te ungi pe păr, să vezi cât de bine este pentru păr, pentru cap, pentru liniștire, pentru a dormi bine, pentru amorțeală de mâini, pentru amorțeală de picioare, nemaipomenit de bun. Chiar și ajută și la insomnie, dacă noi avem problema cu insomnie sau nu putem dormi bine. Da, el miroase puternic, el într-adevăr puternic miroase, că dacă ai o persoană lângă tine, el nu poate sta cu ea lângă ea, fiindcă într-adevăr este o putere biblică, da? Miroase a o tămâie puternică, da? Dar el ajută foarte bine la căile nazale și la mai multe boli. Așa. Hai la masca de păr, dragii noștri prieteni, mai distribuim video și apoi treci pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, vă știți că eu fac foarte multe măști pentru păr naturale, care nu costă nimic, care tu te înveți. Acum, într-adevăr, sunt un lux toate plantele din câmp care noi le strângem, începând de la păpăi de panaros topaz și toate plantele de câmp, într-adevăr, sunt un lux pentru sănătatea noastră. Fiindcă foarte multă lume apelează că au foarte multe boli, da? Și nu găsesc leac tămăduitor pentru boli. Și apelează unde la persoanele care se numesc naturopati, cum sunt eu, da? Care se pricep foarte bine în plantele din câmp, în plantele de deal. Fiecare plantă are vitamina E, are beneficiile ei, la cine și la ce ajută. Așa, astăzi fac o mască pentru păr, dar din ce am să fac? Așa, eu astăzi am două cuișoare. Așa, cuișoarele arată la mine așa. Se mai numesc garofiță. La fel este o floare biblică, dar ajută foarte bine la liniștirea scalpului. Adică dacă tu ai matreață, dacă tu ai saboreică, dacă tu ai dermatită, dacă tu ai probleme cu părul, dacă părul tău nu crește, dacă părul tău nu cade, dacă tu ești chel, știți că florile de cuișoare, da, ele se numește în europene, așa, în spaniol, se numește cravinio, a
așa și sumesc, da? Ele sunt foarte buni pentru căderea părului, foarte bun, așa. Dar mai am aici și rozmarin. Rozmarinul se găsește în orice magazin. El este un condiment de bucătărie care noi îl folosim la mâncare, îl folosim la pește, la carne, la salate. Eu am și ulei de rozmarin făcut pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Uzac. Nu este foarte bun. Așa, eu am aici o linguriță de ulei de rozmarin. Așa. Și amestec foarte bine. Așa, dar ce mai am ceva pentru păr? Eu l-am pe Sfântul In. Să știți că inul la fel are omega 3 și el ajută la păr foarte bine. Chiar și am pe canalul meu de YouTube șampon natural de in pentru cine are alergii. Așa, vă ascult cu mare drag. Mulțumesc, Cosma. Așa, inul, cum este bun și pentru colonul iritabil, și pentru stomac, și pentru ficat, și pentru căderea părului. El este și pentru fierea leneșă. La fel este bun. Dar cu in poți slăbești. Cu siguranță este foarte bun, chiar terci din in. Foarte mulți vegani acum mănânc terci din in pentru că slăbesc. Pe săptămână este un detox care poți slăbi 4-5 kg pe săptămână. El este foarte bun, așa. Eu am o linguriță de semințe de in. Inul se găsește pe tot locul, el este ieftin. Multă lume face pâine cu ea, face pâine, biscuiți diferite, da? Deci este perfect. Așa, eu îl amestec foarte bine, așa, îl fărâm foarte bine. Și semințele, și rozmarinul, și cuișoarele. Puteți să-l fărmați printr-un blender și știți ce mai adaug eu aici? Ha, nucată. Nucată de nuci, țuică de nuci, da, țuică de corj de nuci. Îi ajută la glanda tiroidă, dar el are foarte mult iod, nucile, și ajută și la căderea părului, nemaipomenită de bun. Eu am pe canalul meu YouTube chiar și două rețete cu nucată de nuci, așa. Îi arată așa, în felul următor, neagră. Ea, de la început, este așa un verzu gălbui, dar cu timpul ea se face un medicament negru. Așa, eu am nevoie de 3 linguriți de nucată. Așa, una, două, trei. Eu am și cu zahăr, dar am și fără zahăr pe canalul meu de YouTube. Cum am făcut-o? Așa, ea ajută foarte bine la glanda tiroidă, că sunt multe persoane care au glanda tiroidă, dar ajută și la diabet. Cine are problema cu diabet? Așa, eu încep să-mi fac masca de păr, apoi îmi fac masca de față, care am făcut aici cu voi, eu m-am dat, nu am nici alergii, pielea mea este curată, așa, și începem, într-adevăr, suntem multe, ești minunată, Zidana, din Bruxelles, pentru circulația, ceai de urzică, este foarte bun, foarte bun, dacă tu ai circulația sanguină slabă sau nu-ți lucrează sângele bine, ceai de urzică, foarte bun, foarte, așa. Deci, cum mă dau eu pe cap și cum fac eu ca să îmi fac masca pe cap? În primul rând, toate măștile stai 30, 40, 50 o oră. Deci, este perfect ca tu, ca scalpul tău, mă iertați, să primească vitamine, să primească ceea ce trebuie. Deci, aici, în ucat, la mine este iod. Pentru că este iod natural, da? Și el ajută la tămăduirea scalpului, mai ales dacă tu ai boli de psorism, dermatit, saborec, deci este foarte bine. La ce ajută cuișoarele? Deja v-am povestit că el îți lasă un păr gros, lucios, nemaipomenit de bun. La ce ajută și rozmarinul? La fel îți lasă părul lucios. Eu iau cu mânuțele în felul următor. Mung în masca mea mânuțele. Ești mai drept, Zidana, de ce nu faci cu mânuși? Fiindcă el cu mare iod ajută și el la unghii bolnave și nu are rost să pui mânuși. Deci, unghiile bolnave care au ciupercă, la fel, această mască ajută foarte bine. Așa. În felul următor, ia uitați-vă, da? Stau 30-40 minute cu ea, apoi îmi spăl părul. Așa, ung foarte bine. Așa, fac un masaj autohton. Dacă tu ai dureri de cap, cu siguranță această mască te ajută
așa și la dureri de cap, dar este nemaipomenită de bună. Unge absolut tot părul tău, peste tot și la început și la sfârșit și la rădăcină, absolut tot părul, ca să stai 30-40 de minute. Deci este perfect această mască cu iod, cu nuci naturale, cu nucată, da? Eu am pe canalul meu de YouTube cum eu am făcut. Așa. Zidana spune, te rog o rețetă pentru pigmentare. Elena Corovai. Așa, Elena Corovai. Corovai este un cuvânt rusesc, numește, un cuvânt ucrainesc, numește pâine, colac, Corovai. Așa, Elena, eu pe canalul meu de YouTube am foarte multe măști pentru pete pigmentate. Foarte multe. În bucătărie la Zidana Ozacu, la YouTube, acolo, nu mai scrie așa. Mască pentru pigmentare, Zidana, și absolut îți iese, am undeva vreo, dacă nu mă greșesc, vreo 4-5. Este foarte mult, acolo este mai mult. Cineva m-a întrebat pentru varici, și pentru varici eu astăzi am povestit de varici, o găsești pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacu. Dacă beau cardiomagnil, se poate de băut ceai de urs? Zic că da, Elena, cu mare drag, dacă tu bei cardiomagnil, așa, tu bei ceai de urs, zic, nu fă puternic. Ceai de cimbru este foarte bun, ceai de coș de cireșcă, încă mai sunt pe copac și poți să le strângi, ceai de păpădii, la fel, este foarte bună. Hai să încep cu masca mea. Unii găsesc că ingredientele că am intrat acum la începutul live-ul rămâne aici, pe canalul meu de YouTube, treci ca întotdeauna. Foarte multă lume am văzut că deja au distribuit. Live-ul rămâne aici, apoi trec în bucătării la Zidana Ozacu pe YouTube. Dragii mei prieteni, în primul rând să începem cu fruntea, că fruntea noastră e problematică. Mai apare câte un rid, așa, între ochi, aici, întotdeauna, așa. Începem cu fruntea. Așa. La mine miroasa smirnă, ia uitați-vă cât de ușor și bine, da, sunt puțin mai galbui, că se vede foarte bine, dar credeți-mă că această mască este un butox, un acid hialuronic pentru a hrăni tenul nostru. Deci este nemaipomenit de bună, da? Așa, dăm sub ochi numai decât, dăm deasupra ochiului la fel, ia uitați-vă, da? Așa. Stăm 30-40 minute, dacă ai posibilitate, tu stai și o oră, dar nu este nevoie o oră, fiindcă fața ta, cu siguranță, se face o peliculă. Azi vedeți că ea se usucă și se face o peliculă, da? Deci ea întinde pielea de pe față, este foarte bun pentru a întineri fața, dar ajută și la coșuri, dar ajută și la pigmentare, dar ajută și la coșuri negre, albi, dacă chiar ai acne. Mulțumesc frumos! Așa, este o dulce pentru insomnie. Pentru insomnie, ceai de coș de portocală cu usturoi. Așa, dar dacă nu poți dormi, trebuie să faci gimnastică seara. Așa, uitează, masca mea deja este gata. Eu am stat 30-40 minute, apoi îmi spăl cu apă călduță și cu un sapun de față. Și mă întreb, Zidana, ce sapun folosești? Dragii mei, prieteni, pe canalul meu de YouTube este un sapun foarte bun pentru față, cum eu îmi spăl fața, este sapunul făcut de mine natural pentru cine are alergii. Foarte bun, foarte. I-am să vă uitați că este cu plante medicinale. Așa. Cineva, Mariana Voicu, ai intră pe WhatsApp cu mine și vorbim pe tema asta. Ludmila Doraș, draga mea, cu siguranță, draga mea, față și prieten, te blochezi, că nu știi și vorbești, da? Hai, mai departe, unii găsim smirna, Ana Taicu, dacă cinstit, mie mi-a trimis-o din Israel, dacă cinstit. Eu tot nu am avut smirnă curat, că există mai multe tipuri de smirnă care se consumă, care se mănâncă pentru cancer la stomac, dar și este smirnă care nu se consumă, care se face masaj, este smirnă pentru copii, dar mie mi-a trimis-o din Israel, dacă ai posibilitate. Ca să o frumat cineva de la Betlehem, de la Israel, deci este perfect. Mai este și smirna sultanului, într-adevăr, este foarte bun, este foarte greu de găsit, foarte greu de găsit, dar
să găsești, dacă cinstit. Deci Smirna Sultanului este pentru tot. Este și uleiul sultanului, dar este și ulei din Smirna Sultanului. Dacă persoanele au cancer, dacă persoanele au cancer cu ficatul, la inimă, doamnele care nu pot face copii. La fel este Smirna Sultanul, așa se numește. Nina, salut, draga mea prietene, așa. Dragii mei prieteni, eu trebuie să vă las. Live-ul rămâne aici, apoi treci pe canalul meu de YouTube. Până seara vă urmăresc cu mult drag. Eu astăzi am dat foarte multe răspunsuri la întrebările voastre. Colonul iritabil, ulei de in. Dacă tu ai să bei 14 zile ulei de in, cu siguranță nu ai să mai probleme cu colonul iritabil. Pentru prieteni la ficat, eu am povestit, este ceaiul de urzică, așa. La munte Atos, da, foarte corect ați spus, doamna, la muntele Atos găsești Smirna, da, pentru cine pleacă în Grecia, cu siguranță, așa. Pentru sistemul nervos, așa, pentru sistemul nervos eu la fel am o rețetă sau două pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozac, deja am fost o oră și ceva în live, live-ul este mare, rămâne aici, apoi treci pe canalul meu de YouTube. Nu s-a condur, eu îți arăt măști naturale, fata mea, eu îți arăt sfaturi, eu nu vreau să-ți arăt familia mea, conta mea bancară, câți ani am, mamă sau alte chestii, da? Dacă vrei să mă privești, cu siguranță mă privești că cu un sfat bun, cu chestii de astea intime care vii tu, nu are rost că eu blochez așa persoane. De unde știi atâtea? Cineva m-a întrebat. Eu am învățat foarte mult. Eu am învățat, am terminat 4 universități. Eu am diplomă, 4. Acum deja trebuie să o iau pe 5-lea. Am învățat în Portugalia, la una din cele mai mari universități din Portugalia, care se numește Nazaré. Am învățat totul ce este natural. Am avut plăcerea să lucrez în clinici care persoane nu mănâncă carne, care țin posturi negru, deci sunt foarte multe vegani și de acolo am învățat foarte mult. Respect și recunoștință pup, draga mea Zidana, și eu, dragii mei prieteni care mă urmăresc. Deci, pentru cine nu a văzut live-ul, clar că rămân, eu sunt cu masca, am făcut astăzi o mască de păr și pentru podoaba capelare. Dacă ați observat, eu niciodată nu mă cert cu nimeni, niciodată nu las comentarii urâte, dar câteodată sunt persoane care mai lasă comentarii urâte și știți tot de bine că eu blochez. Sunt foarte multe persoane blocate care apoi mă scriu, Zidana, dezblochează-mă că nu am spus cu nimic rău. Persoanele, aici noi nu fumăm, noi nu bem, noi nu arătăm prostii, noi arătăm diferite sfaturi care persoana de la țară nu are cu ce stămădui. Deci sunt foarte multe persoane care trăiesc simplu, fără bani, numai de un singur salariu, dar eu aici vă vin cu sfaturi bune, cu medicamente naturale, cu măști, chiar pentru orice boală care o are omul. Persoana cu siguranță știe că îi urmăresc. Liliana, salut, m-ai urmărit tot live-ul, draga mea, te-am văzut, ești prima care mă urmărești tot live-ul. Liliana Grigori, tine vorbesc. Așa, și cu siguranță sunt multe întrebări care... Într-adevăr, dacă cinstiți, eu deschid WhatsApp sau pagina mea în bucătărie la Zidana, sunt milioane, milioane. Uitați-vă, deja pielea mea a primit o peliculă, nu se mai ia, așa, ia uitați-vă cât de bine ea arată, într-adevăr, foarte bine. Deci este una din cele mai bune maști care merge pentru mine. Și suntem foarte multe în bucătărie la Zidana și pe canalul meu de YouTube, în fiecare dată, în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare săptămână, în fiecare oră, persoanele așteaptă un răspuns, dar câteodată eu îmi cer iertare, fiindcă eu nu dovedesc să răspund la întrebările voastre. De-aia și fac un live, mai intru cu voi, mai răspund, dar persoana care lasă urât, că deja sunt câteva persoane, nu sunt mult. Dacă sincer că eu am avut nu de mult la televiziune un interviu și m-a întrebat, Zidana, dar cum te uiți tu la critică? Dacă cinstit, la mine nu este mult critică. Eu nu văd mult critic, fiindcă, într-adevăr, este multă lume care mă iubește, mai ales diaspora, România, deci este pe primul loc România, Italia, Germania, Bulgaria, Rusia, la fel, undeva pe a treilea loc, cred că este Rusia și Ucraina, da?
Și eu nu am mult critică, dar câteodată mai sunt nevoită să blochez persoanele, da? Persoanele întreabă cine-i bărbatul, cine-i soțul, de ce nu arată ficiorul, nu are rost chestiile astea prostești de doi bani. Deci noi vorbim de lucruri interesante care este de ajutor sufletului nostru. Câteodată primesc foarte multe întrebări în cuplu. Zidana, eu am probleme în cuplu. Zidana, eu am probleme cu mama. Zidana, eu mă cert cu mama toată ziua. Sunt lucruri care noi, mână la mână, prietenii, ne ajutăm și ajutăm persoanele de rând, persoanele care au nevoie. Eu vă salut cu mult drag, vă las. Adresa canalului, în bucătărie la Zidana Ozacon, așa cum se numește pe pagină, așa se numește și canalul. Nu mai e suficient scrie Zidana Ozacon și este numai una, până când este numai una, așa. Și acolo ți ies foarte multe măști, absolut toate răspunsurile la întrebările noastre, foarte multe răspunsuri. Te salut, Dumnezeu să te pazească, știu scumpul. Nu, da... cineva nu trebuie să bagi în seamă, da, dragile mele prieteni, dar când noi vorbim de o mască, de un, hai să vorbim de un medicament natural, chiar să vorbim de o infuzie pentru picioare, dacă lumea întreabă, arată și-mi soțul, automatul, și-mi copilul, și-mi ții nașaurul, nu am, nu are rost chestiile astea, uitați-vă cum la mine s-a încrețit pielea, da, de la masca mea, așa, eu mă duc să-mi spăl fața, vă las cu mult drag, ne întâlnim aici, mâine, că mâine este vineri, trebuie să fac life-ul miercuri, dar l-am făcut astăzi când nu am avut posibilitate, așa, mâine, pentru rozăcei, la fel cineva m-a întrebat, la fel este pe canalul meu de YouTube, în bucătărie, la Zidana Ozacon, orice întrebare, orice răspuns, găsiți acolo, abonați-vă pentru cine nu este abonat. Azi am avut un live frumos, am fost 1000 și, într-adevăr, am avut o oră și ceva, nu știu cât a fost, dar eu apoi intru din nou în live și dacă găsesc răspunsuri răbde, eu vă dau la întrebările voastre, cine nu am răspuns. Vă salut cu mult, mult drag. Salut România, salut Republica Moldova, salut Rusia, Ucraina, Bulgaria, Italia. Așa, cu mult, mult drag, prietena voastră Zidana. Mâine, la ora 6, ne întâlnim aici. Dacă nu ai posibilitate să vezi live-ul, clar că rămâne aici, apoi treci pe canalul meu de YouTube. Persoana care a lăsat mesaj care mie nu mi-a plăcut sau pe mesaje intime, merge în căsuța neagră un bloc. V-am pupat, Liliana Grigori, ești fana mea, dragă mea, te salut cu mult drag, fiindcă ești, într-adevăr, o fană, mă vizionez de mult, mult, mult timp, deci este o femeie cu o inimă mare, jos pălărie pentru tine, am foarte mulți fani, așa. Punga, Tamara Punga, la fel, ești fana mea, eu știu cum o iubești foarte mult. Așa, și eu te iubesc, Tamara Punga. Dacă ceva, mai vorbim. Sănătate, aveți grijă de voi, numai bine.